fostul bulevard Lenin, acum strada Eminescu din Timișoara, găsesc un copac foarte uscat, evident uscat, cam toate brațele sau, na, cel puțin trei ramuri atârnă, una periculos peste trotuar și peste biciclistică. Na, două, și asta poate fi mortală dacă se rupe. Astălaltă, peste drumul de acces la blocul ăsta. Și încă una atârnă peste carosabil. Evident, uscată și trebuie defrișată. Dar dacă primăria e departe și nu vede asta, a, uite că mai este unul peste drum. Tot pe bulevardul Lenin. Și sunt oameni serioși aici, cu mașini serioase. Ce n-au grijă, nu cer primăriei să intervină la intersecție cu strada Patriarh Miron Cristea, legionarul antisemit. Odată o condus biserica, guvernul, și atunci au făcut căcaturi. Sper că nu vreți să mai repetăm. Anunțați, vă rog, primărie. Acum iarna poate să se ocupe de asta. Altă treabă n-are. Se pare că toată strada asta e amenințată de copaci uscați. Primăria a avut grijă de trotuar și partea cealaltă a făcut și pistă biciclistică, tot pe trotuar. Dar de copaci uscați nu prea au avut grijă și acum ce așteptăm? Primele victime? Și se pare că primăria e chiar aici, pe strada Eminescu. Deci copacii ăștia poate să cadă chiar peste ghetul primar sau vreun consilier sau alt funcționar. Iată, și crengele astea sunt frânte de greutate, de chiciure, de vânt. Cine le-o mai fi rupt? Aici e primăria Timișoara. Ca să înțelegeți cât de aproape e problema și cât de rapid ar trebui rezolvată.